Referitor la echipa de conducere a primăriei Piatra Neamț, rezultat în urma votului din Consiliul Local din data de 30 aprilie, vreau să lămuresc foarte clar un lucru. Practic, în acest moment suntem în echipă completă, un primar interimar și doi viceprimari, și anume Vasile Popescu și Constantin Teodorescu. Chiar dacă domnul Teodorescu și-a anunțat o posibilă demisie, din discuția pe care am avut-o astăzi cu dumnealui, conform legii, are la dispoziție 15 zile, începând de astăzi, să opteze dacă rămâne sau nu rămâne viceprimar. În acest moment avem o echipă completă, începând de mâine voi delega atribuțiunile pentru cei doi și sper ca primăria să funcționeze în această echipă o perioadă cât mai lungă de timp.